În partea stângă a mea, o să intrăm și o să vedeți țarcurile de plimbare a deținuților. Aceste țarcuri, sunt patru țarcuri. Să nu credeți că erau aduși în fiecare zi să facă mișcare. Nu! Erau aduși uneori și la luni de zile. Erau perioade de destindere. Atunci când situația internațională cunoștea o destindere, ei aici nu aveau niciun fel de acces la ziare, la presă, la știri, și de aceea nu știau ce se întâmplă în afară, nu știau că a început războiul din Coreea, nu știau că s-a tensionat situația din nou între lagărul vestic și lagărul comunist, nu știau că a avut loc din nou o relaxare între sovietici și americani. Dar își dădeau seama de aceste lucruri după faptul că, de exemplu, aceste ferestre pe care le vedeți, după ce că era aerul insuficient, mai erau și oblonite. La un moment dat s-au pus niște obloane mari de scânduri care se rabatau. Atunci când erau perioade de relaxare, obloanele erau ceva mai deschise. Atunci când erau perioade de încordare, sau perioade cum a fost aceasta, în care au fost trimiși parașutiști care au venit în România și au încercat activități de rezistență și atunci se ajungea la o ascuțire a războiului rece, atunci obloanele erau închise, iar regimul de viață, regimul, modul în care se purtau ceilalți cu deținuții, regimul de hrană, totul devenea deosebit de aspru. Și în funcție de asta știau că se întâmplă ceva. Dar ce vreau să vă spun, spre deosebire de alte penitenciare unde izolarea era mai puternică, la fortul 13 Jilava, deoarece era închisoare de tranzit și aici tot veneau și se duceau, veneau și se duceau, aici era locul unde aveau șansa să se mai reîntâlnească cu foști camarazi de-i lor, cu cunoștințe ale unor cunoștințe. Și de aceea aici veneau foarte mulți oameni care erau luați de afară și așteptau procesul. Ăia veneau cu noutăți, cu lucruri proaspete. Uite, domne, a avut loc atacul de la Berna, a fost atacată legația Republicii Populare Române, e scandal mare internațional. Uite, domnule, a spus Eisenhower că gata, o să înceapă războiul cu lagărul estic și eliberează națiunile din Est. Era practic aici un fel de agenție de știri. Jilava a fost agenția de știri pentru că ăștia de aici se duceau după aia în penitenciarele unde erau trimiși și spuneau acolo, auzi, domne, ce s-a întâmplat aia, sau auzi, a murit cu tare lider, a murit Maniu, de exemplu, uite, și așa mai departe. În felul ăsta puteau să afle. Și Jilava a funcționat, dacă vreți, în acea lume în care erai izolat de tot ceea ce se întâmplă afară, a funcționat ca un fel de agenție de știri. Iar când erau scoși la plimbare, erau scoși doar cei dintr-o anumită celulă. Ei erau băgați într-o singură curte. Ei, dacă se intersectau cu alții de la o altă celulă care erau duși înapoi de la plimbare, erau obligați să meargă cu capul în pământ. Să nu privească în dreapta sau în stânga. Dacă priveai în dreapta sau în stânga, se presupunea că ai vrut să faci un semn și să transmiți unui alt bandit, camarad al tău din altă celulă, cine știe ce consemn contrarevoluționar. Asta apropo de psihoza și de nebunia care era în mintea celor care conduceau tot acest sistem și care era promovată de la conducerea securității. Așa, acolo vedeți ghereta paznicului care îi supraveghea pe cei care se învârteau un sfert de oră în țarc și după ce o să vedem curțile de plimbare, în partea stângă vom intra și vom vedea infirmeria. Să nu vă așteptați să găsiți o infirmerie, o să găsiți o grotă, o grotă umedă în care și-au găsit sfârșitul printre alții personalități, cum a fost și monseniorul Vladimir Ghica, o să vedeți că e o celulă memorială, a fost pe baza mărturiilor lui Cosmovici, s-a putut reconstitui unde este locul unde a murit, a murit din cauza bătăilor pe care le-a încasat, acest om care nu a vrut să plece odată cu regele Mihai, deși putea să plece cu trenul regal, dar a rămas alături de credincioșii săi. Și a suferit martirajul. Și de asemenea să știți că oamenii erau aduși la infirmerie doar atunci când erau într-o fază terminală, când prea multe lucruri nu se mai puteau face. Nu existau medicamente decât foarte puține sau deloc. Nu existau substanțe, totul era precar. Era un fel de morgă. Era un fel de cameră, de antecameră a morgii. Vă invit să vedem. Și mai am o rugăminte. Având în vedere că suntem mulți
și că nu e mai dificil de făcut ghidajul, dar mai ales având în vedere faptul că sunt zone periclitate din punct de vedere al siguranței, e destul de afectată clădirea, nu mergem decât în grup compact. Vă rog să nu vă risipiți și să nu mergeți pe alte culoare decât cele pe care vi le indicăm noi.